Cine tușește? O, dar cine tușește la ora asta? Noi, mami. Dar de ce? Nu știm. Dar nu ne prea bine. Da, mami, nu ne place. Nu mai mi-e bine. Așa, din senin. Păi bine, a doua zi mergem la medic să vedem ce se întâmplă, bine? Vă citesc poveste? Nu, mami, dar stai cu noi. Îți dor cu voi? Da. Bine, dor cu voi. Mă pun aici? Da. Somn ușor. Somn ușor, mami. Wow! Cine m-a împins? O, tu. Și e zi. Mami, nu ne e bine! Acum mergem la doctor. Haide, îmbrăcați-vă. Uaf, oare ce au copilașii mei? Gata? Da, mami. Haide să mergem. Eu stai că am uitat portofelul. Cred că-i dăm cu cash, nu? Da, mami. Bine, atunci. Gata, hai să mergem. Am făcut bagajul. Bine, mami. Ok, haide. La spital. Am ajuns, dragilor. Bună ziua, domnule doctor. Bună ziua, ce problemă aveți? Păi copiii mei de la un timp nu se simt bine și nu știu ce să le fac. Păi cam cum e problema? Păi tușesc și altceva habar n-am. Mai e puțin rău acum. Le puțin rău? Da, dar ce aveți în legătură cu asta? Mă scuzați, domnișoară, dar trebuie să ieșiți din cabinet imediat. Și să purtați aceste măști. Mami, nu-mi place cu asta. Trebuie să o purtați. Ne pare rău, dar copiii dumneavoastră au COVID. Ce? Ba, stați departe de mine! Mami, nu vreau să am COVID! Stați liniștită, doamnă, dar nu este grav, decât trebuie să luați niște pastile care nu cred că sunt cam bune și trebuie să vă vaccinez anti-COVID. Și pe dumneavoastră. O, bă, da, nicio problemă! Mami, nu vreau injecție! Îmi pare rău, dar este obligatoriu dacă aveți COVID. Mă duc să umplu. Mami, dar ce se întâmplă? Ce e aia, COVID? Doamnele, veniți repede! Ok, am uitat să-i testez întâi. Trebuie să ia niște pastile de aici. Ca să... Nu mai fac așa. Ne simțim puțin mai bine, nenea. Ok, e bine. Mă duc să vă aduc testările anti-COVID. Ok. Să le șterg cu un șervețel, un scop, o pastilă de asta.
mami, dar nu-mi place cu nenea. Păi trebuie să vă facă testul. Scoateți masca, copil. Nu mă mână. Ok. Facem pe rând. Întâi așteaptă tu prima și-ți faci și vaccinul, bine? Ține-o tu. Bine. Dar vreau întâi el vaccinul și după aia și eu întâi testul și după aia el testul și eu vaccinul. Bine, așa facem. Ok, haide, gura mare. Nu-mi place. Gata. Mi-a plăcut, mami. Ok, îl pun la chestia aia. Vin imediat. Este ok. Are COVID. A, băi, bine. Haide, gura mare. Bine, nenea. Haide, gura mare. Taci! Ok. Bun. Ok, așa cum spuneam. Au! Bravo, tu ai fost băia mare. N-ai plâns. Ia-ți masca. Mă duc să-l testez și cu asta și revin imediat cu vaccinul. Are și el COVID. Ok. Să vă consult acum. Ești ok. Nu-mi place aici, mami. Duceți, măsoară-i, te rog. Stai să vă cunosc chestia asta. Ok, am terminat. Haide, măsoară-i. Ok, haide tu primi. Haide, pune-te să văd. Atâta. Somale. Și tu? Tu ești mai mică. Acum cine începe? Eu. Ce curajos ești, băiete. Începem cu asta. De ce te-ai pus-o în cap? Ok. Acum cealaltă. Ok. Bun. Dumneavoastră nu aveți COVID, dar trebuie să vă testez anti-COVID, ca să nu să nu aveți COVID. Da, e ok, nicio problemă. Stai acolo. Mă scuzați că am uitat să vă consolez. Nu nimica. Ok, începem. Să nu fie frică că e doar un vaccin. Îmi dai și mie un șervețel de acolo? Da, domnule. Poftiți. Stai să lu puțin. Ok. Începem. Gata? Gata. Mă duc să-ți aduc un plastru, revin imediat. Ok, m-am întors. De ce dai cu gheață? Că nu mai am pasamente și asta vindecă orice. De ce nu mai curge nimica? De aceea. Haide, rândul tău. N-are de ce să-ți fie frică. Dă-mi un șervețel, te rog.
Ok. Începe. Asta e să-l coapă. E rece. Trebuie să fie puțin. O face? Da. Gata. Aaaa, mă doare. Gata, am terminat. Mai de ce să-ți faci grijă. Hai la mama ta. Gata, domnișoară. Acum mama voastră. Să vedeți că mama nu plânge. Păi știm că mama nu e frică de nimic. Haideți mai fiți așa sperioși. E doar o injecție și nu se întâmplă nimic dacă aveți COVID. Uite, vezi, nu se întâmplă nimic. Gata, nu se întâmplă nimic. Ok, bun, să punem la loc. Gata! Dar mama... Nu, ei nu-i curică, ei nu a strâns. Uite, premiu că ați rezistat. Nu trebuia. Ei, pentru ei să se simtă mai bine. Ei, mulțumim, nenea. Plăcere. Trebuie să luați acestea. Alea roz seara și a doua zi. Trebuie să... A doua zi, dimineața, înainte să mâncați, vi le bag aici. Înainte să mâncați, luați pastila asta și gata, v-ați vindecat. Da, ok, mulțumim. Haide, mi-o ții și mie. Da, mami, uite, ia. Puteți da jos măștile, că nu se întâmplă nimic. Mi-am pus eu două din grijeală. La revedere, domnul. Pa! O să termin după aia cu asta, că mai am ceva. Vreți să vedeți cum fac la stetoscop? Asta, cum se numea? Da, eu vreau și eu! Bine, atunci, hai că mai stăm. Ok, în primul rând, trebuie să punem puțin din sânge. Cam așa. Ce interesant! Și ce se întâmplă? Îl examinez. Da, bravo! Sunteți foarte curajoși și amândoi. Amândoi. Cum să le zic? Wow, atât? Da. Wow, ce frumos a fost. Da. Și cum v-am spus, să luați alea și gata, v-ați vindecat. Că nu mai trebuie să veniți, că e 100% vindecător. Că au mai venit oameni la mine. Că primul om a avut tot COVID. Și i-am dat tratamentul și a venit și a zis că era vindecat complet, că nu mai simțea nimic. Și și-a făcut un, și a mai făcut odată test și nu mai avea. Deci e foarte vindecător. Wow! Hai, mami, să mergem, că e foarte interesant la medic. Dar injecția nu prea. Ok, hai că mergem. Acasă. Mami, de ce am ajuns pe seară? Că și că mie mi-e frică seara. N-are de ce să-ți fie teamă. Haide, pun astea în bucătărie, duceți-vă și vă schimbați. Bine, mami. Ok, deci asta trebuie să-i le dau seara și le galbenez ziua. Ia să beau asta. Ia, s-a terminat. Ui!
Unde-i coșul de gunoi? Mami, de ce zboară aia prin casă? Își caută un loc unde să fie aruncat-o. Păi, n-avem gunoi în casa asta. N-avem gunoi! Atunci de ce o mai aruncam? Nu știu, mami. Păi, ok, atunci. O arunc aici. Ui! Gata. Ok, deci voi pune astea. Nu, astea roze erau de zi. Nu, astea, că astea erau de zi. Astea de seară. Aranja și voi astea, te rog. Bine. Că eu vă pregătesc pastilele. Ok, deci a zis să ne schimbăm. Și să-i ducem astea. Oh, am uitat să-i plătim la doctor. Dacă n-a spus nimic, înseamnă că era datoria lui să aibă grijă de oameni și nu era obligatoriu să plătești. Oh, bine, am fost salvați. Mai trebuie să-i dăm banii? E, păi... tocmai ai mâncat banii ăia. Ei, erau buni, ce vrei să fac? Ciudat-o. Ok, aruncă și chestia. Așa, chestia asta. Peștișorul nostru. Mua! Hihi! Am uitat să-i dea mâncare. Cred că asta e. Că asta ne-a dat-o mami. Hai să-i pun. Gata, e destul. Și asta? Asta o punem aici. Ok. Haide, veniți. Ce-i mami? Să uncați, să beți laptele cu cereale, laptele, și să căți pastilele. Dar, mami, ce-ți cu pastilele astea? A zis domnul să ți le dau noaptea. Upsi. A zis domnul să, că trebuie să le bei, să le mănânci alea ziua și astea noaptea. Bine, mami. Așa facem atunci. Ok. Ok, bun. Ăsta ție, ăsta ție, ăsta mie. Upsi. Hai de beți. Bine, mami. Ce bun e. Chiar că. Ok, acum astea. Arată ciudat, mami. Nu-i nimic, așa sunt ele. Poți să-mi aduci buretele? Da. Și cârpa. Da, știam. Poftim. Hai, duceți-vă în pat. Ok, mami. Ai dat mâncare la pește? Da, mami. Că ne-ai dat tu mai înainte, uitat? A, upsi. Hai să arunc apa asta, că nu mai e bună. Dacă o beau eu, că e apă plată. Ok. L-am spălat. Acum șterg. Și gata. Uop! Bun. Să le pun la loc. Gata. Da, mami, stai să mă îmbrac și om de jamale. Bun, haide, mă duc să aduc cartea de povești. Voi băgați-vă în pat. Unde era? Nu. Asta. Hai, gata? Da, mami. Bun,
Să începem. Citesc asta, ok? Nu contează povestea, contează să fie o poveste. Păi atunci, oricare. Păi Rapunzel, nu, oricare vrei tu. Ia, stai să mă gândesc. Cred că voi alege Rapunzel. Ura! Era odată ca niciodată un rege și o regină care au avut o fiică. Și fiica lor era... Cine a tușit? Era farsă. Oh, m-ați speriat. Așa. Și era o regina și regele și-au făcut o fică. Prințesa. Dar ea, de când era mică, avea părul foarte lung. Ca mine. Adică ea avea părul lung aproape ca meu când s-a născut. What? Da. Și a stat și a crescut mare. A crescut și avea un an. Era foarte micuță încă. Bine, nu chiar micuță, că avea un an. Da, știm. Deci era puțin mare și puțin mică. Mijlocie. Ok, și era ea așa și una. Și ea nu știa care sunt părinții adevărați. Și așa că într-o noapte a furat o vrăjitoare rea. Care nu era așa de rea. Că nu făcea vrăj pe copii. Sau îi mânca. Da, nu există așa ceva, e doar o poveste. Oh, ce bine. Ok. Și cum spuneam, a furat-o și a dus-o într-un castel și a închis-o acolo să nu iasă afară, că poate o găseau părinții, că dacă ieșea afară, poate o găsea părinții ei și o aducea în castel și putea să o închidă. Și a crescut-o ea, ca și cum a fost mama ei tot timpul. Așa. Și stătea ea într-o zi și se uita pe geam și a întrebat și vrăjitoarea a venit dintr-o dată așa, rea, cu părul gri. Și a spus, cântă-mi, fetița mea dragă. Era puțin supărată. Ce-i drept. Și a cântat. Floare luminiți, tu strălucești, întoarce timpul și nu mai sta. Și dintr-o dată s-a făcut mai tânăr.